La 40 de zile de la dispariția lui Mihai Constantinescu vine acum să ne mărturisească felul în care decurge viața ei după pierderea marelui artist Simona Secrier. Condolențe. Bună ziua, mulțumesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace, că nu ne-am văzut. Și sunt convins că de undeva de sus de acolo îți transmite așa toată energia și are grijă de tine. Și putere și este cu noi. Pentru că ai nevoie de putere. Da. Mi-aduc aminte că ne-am întâlnit aici la emisiune în formula de 3 de mai multe ori. Ultima dată am cântat cu Mihai Constantinescu, ultima dată ne-am distrat foarte tare. Știu, am văzut emisiunea de acasă. Să știi că pe toți ne-a luat prin surprindere vestea când am aflat că a pățit acel infart, nu? Acel accident și a fost internat la spital. Stop cardiorespirator. Stop cardiorespirator și că a fost internat la spital și apoi când am văzut că au trecut mai mult de 2 luni de comă. 5 luni jumătate. 5 luni jumătate de comă. Da. În care ai sperat în fiecare zi ca toți oamenii care se uitau și vedeam mesajele tale pe Facebook, vedeam mesajele prietenilor, vedeam ce scrie Adrian Daminescu și toată lumea se ruga pentru... Nu, eu în această perioadă n-am intrat pe Facebook, dar... Erau oameni care efectiv se rugau pentru Mihai Constantinescu. Da. Toți ne rugam și speram ca Mihai să fie bine și să-și revină. A fost o perioadă extrem de dificilă. Da. Pe 13 mai, nu? Pe 13 mai, da. Dimineața zilei de 13. O zi cu ghinion. A fost o perioadă în care ai stat mai la spital. Da. Dar cum s-a întâmplat? Tu l-ai găsit, erai acasă când s-a întâmplat incidentul cu Mihai Constantinescu? Eram acasă, da. Tu ai sunat? Dormeam, da. Și? Da. Și am așteptat să vină. La 112. Și au venit. La 112. Da. Și apoi s-a întâmplat să mergeți la spital și să rămână toată perioada asta în comă. Internat, da. Știu că ți-e greu. Da, de-aia vreau să vorbim puțin, nu știu. Ți-e greu? Pentru că mi-este greu, da. De cât timp erați Simona împreună? Din 95. 24 de ani. De 24 da. De ani împreună? Da. Știu că te iubea foarte tare. Și știu că de fiecare dată când venea aici, te respecta într-un fel pe care noi îl observam din exterior. Poate tu nu mai îl vedeai, dar te respecta și se uita așa la tine cu mare bucurie și mare admirație. Și cred că ai fost... Eu îl vedeam și îl simțeam. N-ai cum să nu îți simți persoana iubită atunci când are sentimente. Știu că... Era aici și exact cum mă spuneam ceva mai devreme, se uita la tine cu atâta admirație și cred că tu ai fost persoana care i-a adus cea mai multă liniște. Probabil. Da. Și știi că la început, cred că probabil au fost discuțiile astea și nu a fost o relație ușoară pentru că era diferența de vârstă. N-au contat toate lucrurile astea, știi? Și s-a văzut că ai stat lângă Mihai Constantinescu. Chiar n-a fost o problemă vârsta pentru noi. Și discuțiile. Da, relația astea. Și... Viața noastră a decurs foarte frumos și am avut multe momente vesele, fericite și Știu. I-a plăcut să se bucure de toate momentele care și le-a creat și el chiar și le-a creat și a avut o viață foarte frumoasă. Uite, nu pot să cred că vorbesc la trecut și că vin aici singură fără el. Pentru că de fiecare dată ne întâlneam împreună. Știu că atunci când ați ajuns la spital, medicii nu îi dădeau multe șanse nu. Și ai fost persoana care a zis nu, eu cred că el va supraviețui. Eu cred, da, pentru că el avea o putere interioară extraordinară și o credință a lui aparte. Și așa simțeam, pentru că de obicei când se întâmplă ceva cu cei apropiați, fiecare dintre noi simțim, visăm sau poate avem niște stări anume. Și eu nu le-am avut și am zis, nu se poate, el trebuie să fie bine. Știu că în perioada asta ai vorbit foarte mult cu el când era în comă, pentru că știai că... Că mă aude, da. Că te aude. Da. Ce-i spune? Vrute și nevrute. Cum s-ar spune? Îi spuneam ce făceam eu. Îi povesteam
ce făceau prietenii noștri, îi mai puneam muzică, îi citeam rugăciuni. Ați avut ce în perioada asta toți prietenii? Ce am simțit eu că trebuie să fac în fiecare zi, aia am făcut. Ați avut toți prietenii lângă voi? Absolut toți, da. În același timp am văzut că și fosta soție, Mihaela Constantinescu, a fost foarte implicată și a fost alături de da, voi. Da, a fost și... alături de noi toată perioada, da. Și la Parastas, de asemenea, a fost persoana da. Care te-a ajutat. Așa și este. Și la am văzut, să știi, la am vedeam mereu pe Facebook că punea câte o lunare și zicea să ne rugăm pentru Mihai, să fim alături de el. Și mi-a plăcut că v-am văzut așa uniți acolo, știi? Da, oamenii când iubesc, iubesc. Și când iubești cu sufletul, trebuie să ajuți, nu? Îți pare rău? A trecut ceva și nu ai apucat să-i spui câte ea? Nu, sincer, am apucat să-i spun tot ce am avut de spus. Înainte de accident? Și înainte de accident, da. Era ceva care trebuia să faceți și n-ați mai apucat? Poate lansarea albumului. Trebuia? Când? Așteptă el un moment să se simtă mai bine. Dar albumul l-avea gata, pregătit? Da. Simțea? Știu că a venit cu el la da, tine în emisiune, da. Îl avea pregătit, anul trecut de sărbători a ieșit. Și tot aștepta să se simtă un pic mai bine, să-i facă lansarea. Și își dorea foarte mult să ajungă peste tot și lumea să-l asculte. Da, știi, muzica lui Mihai Constantinescu va rămâne întotdeauna. Eu știu asta. Pentru că n-ai cum să nu vezi și să nu știi cât de iubit a fost. Eu văd, spun că știu asta și el ne-a lăsat o moștenire și piesele lui, de care el se simțea foarte mândru și uneori spunea că nu vine să cred că eu le-am scris, adică el, despre el era vorba, și era foarte fericit. Uite, eu am luat, când am venit la noi la emisiune, mi-a dat acest album despre care zici tu și mai aveam albume cu Mihai Constantinescu. Și la un moment dat m-a trebuit să plec din București, până în afara București eram cu familia și în mașină la noi era doar Mihai Constantinescu să asculta și am și niște filmări cu David și cu Eva și cântam sus în deal o casă și cântam toți foarte tare și mă uitam la copiii mei care au 48 ani, ce ușor au reținut versurile și care trăiesc într-o altă generație, dar ce ușor au ascultat versurile, le-au înțeles și cum de bucurau și cântau. Și mă gândeam că asta era piesa care mie îmi plăcea foarte tare când eram la Târgu Jiu și când eram, nu de vârsta lor, poate puțin mai mare. Mihai era o bucurie și n-aveai cum să nu-l iubești sau să nu-ți placă cântecele lui. Pentru că erau niște cântece care ajungeau la suflet. Da, practic stopul ăsta cardio respirator pe care l-a făcut a avut din cauza unor supărări sau se întâmplase ceva sau... Pentru că el a fost un om care... Profesor de sport, un om care a avut grijă de sănătatea lui. Nu s-a supărat, dar în primăvară, în februarie, da, în februarie, atunci a făcut o endocardită, o infecție a valvei, ce o schimbaseră de curând și cred că acolo a fost dat puțin peste cap el și s-a slăbit și... Nu mai avea nici imunitatea foarte bună și cred că... Ai rămas singură? Nu sunt singură. Pentru că știu că erați nedespărțiți. Eram, da. Am frați, am prieteni. În casă sunt singură. Nu sunt singură, sunt cu o pisică. Pentru că avem pisicuță, animale. Da. Cred că e înfiorător să... Atâtea amintiri acolo și atâția ani împreună, să nu te gândești în fiecare clipă la el. Așa este. Mă fac să plâng. Nu vreau, dar știu că astăzi o să... Nu vreau să împovărez pe nimeni cu... Dar să știi că toată lumea l-a iubit și noi l-am iubit pe Mihai Constantinescu. Dar știu și că vreau să știi toată chestia. Fiecare dintre noi trecem prin astfel de momente și... E greu. Știi cum e? Lumea poate din respect, din dragoste despre Mihai Constantinescu, oamenii vor să audă poveștile astea și să gândească cu bucurie la el. Pentru că sunt convins că Mihai Constantinescu, dacă ar putea să transmită ceva,
ar spune să fim un pic mai veseli, pentru că el așa era o este, persoană foarte îmi spunea foarte tot veselă. Timpul să fiu bărbată. Asta îți spunea mereu? Da. Și ai putut să fii bărbată în perioada asta? Nu, nu. N-am putut. Îmi spunea să nu plâng, să fiu puternică. Trebuia să învăț ceva de la el, dar lecția asta n-am învățat-o. Nu. Astăzi o să ne cânti puțin mai încolo o piesă compusă de Mihai, un cântec de iarnă, da, Îngerii șoptesc. Era pregătit dinainte, vă gândeați că o să lansați acum de sărbători? Nu, piesa este mai veche, a cântat-o și el, după aceea mi-a plăcut foarte mult și am preluat-o eu. În perioada asta au fost toți oamenii aproape de voi, cei care contau? Da, cei care au fost dintotdeauna aproape de noi au fost și acum. Pentru că, din păcate, așa se întâmplă. Când un om dă de necaz, parcă dispar prietenii, parcă se evaporă oamenii care de obicei erau depinde mai de prieteni, depinde de oameni, dar noi avem în continuare oameni frumoși în preajma noastră. Eu îți doresc din toată iubim inima. Și am fost iubiți și atunci... Eu îți doresc din toată inima să fii puternică și să știi că la noi aici întotdeauna ești binevenită. Mulțumesc frumos! Cu mare drag vin! Simona o să ne cânte Oameni buni puțin mai târziu de sărbătorile astea cu familia. Cele mai încă triste. Nu m-am gândit ce am să fac, dar singură nu voi sta în casă. O să mergi acolo cu familia. Da. Să fii cu ei. Da. Simona, o să cântăm mai târziu piesa asta, piesă scrisă de Mihai Constantinescu, o piesă care ție ți-a plăcut și care are și un nume așa, știi, Îngerii șoptesc. Nu e orice titlu de melodie. Nu. O să vă placă cu siguranță, dar știu că foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți piesa. O să vă reamintiți. Uite, o să te întreb ceva care, nu știu, piesele lui Mihai Constantinescu, o să le cânți? Pentru că sunt sigur că poate au fost momente când cântai melodiile lui. Eu știu toate piesele lui și toate versurile. Probabil că voi prelua ceva ce mi se potrivește sau și mie, dar mie îmi place glasul lui și eu vreau să le știu așa cum le cânta el. De când a murit Mihai Constantinescu, ai mai ascultat piese, CD-uri cu el? Tot timpul. Asculți acasă muzica lui? În casă mai puțin, că nu prea stau pe acasă, dar în mașină, da, ascult mult. Da. E vreo piesă care o asculți așa mai tot timpul pe repeat? Da. Am un lapsus acum. Din Roa Zorilor. Din Roa Zorilor se numește. Este o piesă mai veche, din anii 78. Da, în anii 78, când m-am născut eu. Da? Da. Da, și o piesă de suflet și aceea îmi place foarte mult. Toate îmi plac, nu pot să spun, dar acesta o tot pun pe repeat în mașină. Da. Să fii puternic. Încerc. Și trebuie să fii. Da, trebuie. După viața merge mai departe. N-ai ce să faci. Viața merge mai departe. O să revenim după publicitate și o să ne cânte Simona Oameni buni, o piesă compusă de Mihai Constantinescu. Și să știi că abia aștept să o ascultăm. Îngerii șoptesc, da? Cu mare drag. Mulțumim, Simona. Mulțumesc frumos și eu de invitație. Pe final de emisiune am încercat să te facem un pic să ieși așa din starea asta. Mulțumesc. Și să... Am ieșit, gata. Gata, perfect, pentru că cântăm o piesă ce sunt convins că o să-i bucure pe cei de acasă. Piesa se numește Îngerii șoptesc și a fost compusă de Mihai Constantinescu. A cântat-o și el și acum o cânti și tu, pentru că îți place mult piesa asta. Da, și o să vă placă și vouă. Mulțumim mult de tot. Cu siguranță, sărbători fericite să aveți. Și să ai multă putere. Îți mulțumim mult. Mulțumesc. De tot, Simona. Oameni buni, ne vedem mâine la ora 3. Până atunci vă dorim o seară frumoasă și rămâneți cu Simona Secrier.
s-a născut stea de început, astăzi e Crăciun. În fiecare an ne aduce bucurii, cu sacul plin mereu minunat și bun, Sfântul Moș Crăciun. Astăzi e Crăciun. Astăzi e Crăciun.